Clinicile care fac teste pentru depistarea noului coronavirus au fost luate cu asalt de olteni în ultima perioadă. Medicii spun că nu trebuie să ne testăm la orice simptom, ci mai degrabă să fim atenți, să respectăm măsurile de distanțare fizică și să purtăm mască. Ne testăm pentru COVID în momentul în care avem simptome și în momentul în care știm 100% sigur că am avut un contact direct. În mod normal, dacă nu știm că am avut un contact direct cu o persoană și avem simptome, ideea este să ne distanțăm social. Nu neapărat să ne ducem să ne testăm pentru cele mai mici simptome dacă știm sigur că nu am avut contact cu o persoană care a avut COVID. Fiind vară, putem avea dureri în gât de la înghețată sau aer condiționat, de aceea medicii susțin că trebuie să fim atenți și la alte simptome, tuse, febră, dureri toracice și musculare, dificultate în respirație și dacă rămânem fără gust sau miros. Și cel mai important, atenție la persoanele cu care intrați în contact. Când ne dăm în gât, putem să așteptăm 2-3 zile, să iau, antiseptice orale, să iau antiinflamatoare, simptomatice în general. Sunt virozele care, deocamdată, ele sunt în floare, având în vedere că noi, zilele acestea, au fost diferențe mari de temperatură, având în vedere faptul că noi ne expunem foarte mult la aparatele de aer condiționat atât în încăperi cât și în autoturisme și trebuie avut în vedere și acest fapt, nu să ne îngrijorăm de primele simptome că ar putea să fie. Nu uitați să purtați mască, aceasta este vitală pentru noi toți. Masca și distanțarea socială nu sunt vitale doar în această perioadă, ele ar trebui să facă parte din viața noastră cotidiană, începând de acum încolo. Trebuie să ne gândim că există niște state în Europa care au pus purtarea măștii obligatorie chiar în spațiile publice, lucru care la noi nu se respectă. În perioada aceasta, masca și distanțarea socială sunt salvatoare pentru noi? Da, sunt foarte importante și aici eu dau exemplu metodei care eu consider că e supercepțizată, Corea. Corea care a început cazul foarte mult prin păstrarea distanțării fizice, prin purtarea măștii, a reușit să reducă la minimum această transmitere. Faptul că oamenii nu respectă indicațiile medicilor se vede și din numărul mare de infectări raportate de la o zi la alta. Numărul contactilor pentru un singur pacient este foarte mare, lucru ce a dus ca numai în ultimele 24 de ore în Olt să fie înregistrate 30 de noi cazuri de SARS-CoV-2, numărul total ajungând la 437. La nivel național, astăzi s-a înregistrat un record la numărul de îmbolnăviri. 777 de români au fost declarați pozitiv la testul pentru coronavirus.